Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș organizează vineri 18 octombrie 2019 Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenții Promoției 2019. Evenimentul va facilita cunoașterea pieții muncii și a ofertelor venite din partea mediului economic călărășan de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și a beneficiarilor subvenției financiare acordate din bugetul asigurărilor de șomași. În acest context, sunt invitați la această acțiune toți absolvenții promoției 2019 aflați sau nu în evidența AJOFM călărași, precum și agenții economici care doresc să ofere o șansă pe piața muncii acestor tineri. Deși este o acțiune destinată prospeților absolvenți, orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este binevenită, agenția oferind locuri de muncă și pentru persoanele cu experiență. Unul din obiectivele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă din Călăraș este ca tinerii cu vârsta mai mică de 25 de ani, care își pierd locul de muncă sau care nu găsesc unul după terminarea studiilor, să primească o ofertă de bună calitate, fie de angajare, fie de continuare a educației prin formare profesională sau de intrare în stagiile de ucenicie. Agenții economici care doresc să participe la bursa locurilor de muncă în vederea recrutării de personal sunt rugați să contacteze Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș.